Spiritele s-au încins în spațiul online după ce Adrian Drulă, jurnalist la Gorj Exclusiv, a postat pe Facebook un articol în care se relata că doi polițiști și un jandarm au fost condamnați la închisoare cu executare după ce au snopit în bătaie un bărbat de 41 de ani din Târgu Jiu. Comentariul jurnalistului a fost: cam cu asta se ocupă polițiștii pe la noi. De la aceste vorbe până la un scandal imens a fost doar un pas. Spiritele s-au încins, iar în conversație au intrat polițiști și jandarmi. Primul atac a fost al jandarmului Nicolae Bălășoiu. Numai un idiot poate să facă o astfel de afirmație. Într-un final, jandarmul i-a transmis jurnalistului că ai și tu acasă o fetiță frumoasă care te așteaptă. Și cred că cu asta am spus tot. Trebuie să te gândești înainte de a face afirmații. Jurnalistul Adrian Drulă ne-a explicat cum a decurs totul. Păi a fost deranjat în primul rând de articolul respectiv, pentru că ei au considerat că dacă cel agresat de polițiști și de jandarm, într-un fel se justifica agresiunea asupra lui prin faptul că ar fi avut niște antecedente penale și, mă rog, de aici au pornit discuțiile. A fost deranjat și de o afirmație de-a mea referitoare la poliție. Am spus acolo că asta se ocupă poliția la Gorj. Și de aici discuțiile au pornit, s-a discutat nu sunt contradictoriu, după care a apărut și o amenințare la adresa familiei mele, care nu mi-a picat tot mai bine, mai ales venind din partea unui jandarm. Ce ți-a scris? Mi-a spus că am și o fetiță afumată acasă și că ar fi bine să am grijă ce opinie am. În discuție a intervenit și soția lui Adrian Drulă, Irina Edinoiu, redactor șef la Gorj Exclusiv, dar și alte persoane, unii polițiști sau jandarmi. Aceștia din urmă susțineau cu agresivitate că cei trei colegi ai lor au copiii acasă și nu merită să meargă la pușcărie pentru că au bătut un recidivist. Așa au și acei oameni care au intrat la pârnaie pentru un boschetar, copii care stau acasă și așteaptă. Când a văzut că au mai intervenit în conversație și alții oameni care i-au atras atenția să nu amenințe, jandarmul a bătut în retragere. Mă, oamenilor, e mult, frate, până la amenințare. Interpretați foarte mult. Adrian Drulă spune însă că nu îl cunoaște și personal pe cel care l-a amenințat. Sunt prieteni doar în mediul virtual. Tu îl cunoști, eu știm că toată lumea își face mulți prieteni pe Facebook, poate pe unii pe care nu i-a văzut niciodată. Tu îl cunoști pe acest Nicolae Bălășoiu? Îl cunoști personal? Personal nu îl cunosc. Ne cunoaștem de pe Facebook. Am mai avut mai multe discuții în contradictoriu. Eu sunt pentru discuțiile astea, pentru genul ăsta de discuții, că fiecare trebuie să aibă o opinie, da? Și nu pot fi toate la fel, toate opiniile la fel. Dar până acum nu mi s-a întâmplat așa ceva. A fost ceva și din comun. Și a fost șocant și faptul că, din nou, au fost mai mulți jandarmi care au discutat acolo și toți erau de părere că e normal ca un om să fie bătut în sediul poliției doar pentru că, mă rog, era recidivist, boschetar, cum îl numeau ei. Și erau foarte deranjați că ceilalți polițiști au fost pedepsiți. Cu toate acestea, jurnalistul nu se gândește să depună plângere împotriva lui Dănuț Bălășoiu. Intenționezi acum să depui vreo plângere? Până la urmă e o amenințare venită... Nu cred în genul ăsta de amenințare. Sunt ferm convins că a spus-o la nervi, dar venind din partea unui jandarm, unui reprezentant al legii până la urmă, mi se pare o ieșire total deplasată. Nu cred că ar recurge la așa ceva, din ce știu, are și el un copil și doamne ferește, deci nici nu cred că i-a trecut prin minte chestia asta când a spus-o. A spus-o probabil la nervi, dar e deranjant totuși. Și inspectorul șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj, Florin Popescu, a aflat despre acest incident. IJJ transmite că dezaprobă acest tip de comportament și nu și-l asumă. Inspectoratul Județean de Jandarmi Gorj a luat act de comentariile exprimate în mediile de socializare de către diverse persoane, atât angajați ai instituției, cât și profesioniști ai mass media referitoare la urmările cazului cu Căila. Ne exprimăm regretul că hotărârea de condamnare a colegilor noștri a condus la apariția în mediile de socializare a unor discuții pe care noi le considerăm neavenite și inadaptate momentului. În consecință, instituția noastră consideră că justiția și-a urmat cursul firesc și nu și-asumă opiniile exprimate în mediul online pe marginea acestui caz. Totodată ne exprimăm încrederea că mass media locală va reflecta în mod obiectiv, principial și fără patimă, așa cum a făcut întotdeauna, adevărata imaginea instituției noastre și a lucrătorilor ei. Cei doi polițiști și un jandarm care aproape a omorât în bătaie un bărbat din Târgu Jiu, chiar în sediul secției de poliție, au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor. Ion Cucăile a fost bătut până i-au fost rupte intestinele și apoi abandonat în apropierea podului peste Jiu. Fapta s-a produs în toamna anului 2013.